Minorii cu vârsta sub 16 ani ar putea să nu mai aibă acces la social media decât cu acordul părinților. Inițiativa legislativă vine ca urmare a timpului mult prea îndelungat petrecut de minori pe rețelele de socializare și a pericolelor la care sunt tot mai expuși. Peste 100.000 de părinți au semnat această inițiativă legislativă pe care speră să o vadă pusă în aplicare cât mai curând. Vești triste pentru adolescenții sub 16 ani pasionați de social media. În curând, tinerii nu vor mai putea avea acces la rețele sociale decât cu acordul părinților. Pericolele din spatele aplicațiilor de socializare a crescut tot mai mult și minorii ajung să fie victimele bulingului, șantajului sau alte forme de abuzuri. Vestea că internetul va fi cenzurat pentru adolescenți îi întristează, dar îi bucură pe părinți. Bună, foarte bună, da. Ce da? în cauza că copiii ăștia numai pe. sau ori întregi pe telefonul ăsta celular necontrolați. Eu am trei fără f și am avut copilărie sănătoasă. Unii tineri consideră că această inițiativă le-ar putea afecta viața socială și le-ar fi mult mai greu să interacționeze față în față cu oamenii. Există și adolescenți care nu văd în această inițiativă o problemă. Ai, oricum -ar da arhort, dar... Cum mi ar da acord, dar... Cum Nu mi-ar afecta viața socială. Adulții spun că școala trebuie să fie prioritară, iar în ultimii ani tot mai mulți tineri au petrecut timpul în fața monitorelor și nu a cărților. Ei trebuie să aibă ocupe mai mult de școală. Asta este prioritatea numărul unu pentru dânșușul. Dacă stau pe ei nu au cum să avanseze să vieță. Când noi vedem, am un parc în spate, nu ce în față, aici în stau și copiii stau mai mult în parc. Deci cu telefoanele, cu muzica dată așa, ei nu învață nimica. Nu mi se pare ok pentru că, până la urmă, e liberă exprimare. Așa au buletinele la 14 ani. Așa că eu o spune că nu trebuie să facă chestia asta. Proiectul de lege a fost inițiat de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc.